intră printre participanți și așa fac mizerile astea. Să ne arătăm spatele, să ne arătăm spatele. Sabin, știrea care a făcut vâlvă în ultimul timp a fost cea că Shelly a avut un accident. Presa a difuzat această știre, după care cel mai cunoscut vlogger, omul care obține venituri importante din această meserie nouă, a venit și a spus: e o știre falsă. De ce m-ați verificat această știre? Este prima persoană care răspândește o știre falsă, după care vine și spune: v-am păcălit, era meseria voastră a presei să verificați o astfel de știre. Voi la Newsweek ați tratat acest subiect. Da, n-am preluat știrea cu accidentul. N-ați preluat-o. Mă gândesc că noi suntem un pic mai selectivi, sigur mai greșim și noi, nu zice nimeni, dar să știi, mă gândeam acum la când veneam încoace la tinerețea mea de jurnalist. Eram redactor șef adjunct în Buzău la un ziar local. Acum 25 de ani. Și exista un corespondent, nu dăm numele, al unei agenții de presă, care ne fura știrile din ziar. Și atunci un coleg de-al meu a inventat o știre cu un leu care a evadat de la un circ care a venit în Buzău. Omul respectiv a venit, a dat copy-paste, a copiat știrea, a dat-o pe o agenție mare de presă la vremea respectivă. A ieșit un scandal monstru pentru că în spate era un fake news intenționat, cred că era făcută chiar în preajma zilei de 1 aprilie. Să mai fac păcăleli din astea. Pericolul astăzi, față de acum 25 de ani, când aveai un 24 de ore, un ciclu de verificat, pentru că, până la urmă, ziarele erau foarte importante atunci. Acum nu mai ai ciclul ăsta. Acum totul e aproape la minut, ca să nu zic la secundă, nu? Pe televiziune. Și atunci pericolul este că această presiune a vitezei să te facă pe tine ca jurnalist să ai de ales între dau primul știrea sau o dau, nu o dau primul, dar o dau verificată. Tu ai scris o carte foarte interesantă despre fake news, cred că prima carte interesantă despre fake news scrisă în România. Există o carte scrisă de doi jurnaliști americani care se numește No Time to Think, nu mai avem timp să gândim, și în care se descrie acest ciclu de 24 de ore care, când a dispărut, pentru că nu mai aveai ziarul să-l dai la tipar a doua zi, când a dispărut și știrile de azi le dăm azi, a apărut și această tentație de a da primul știrea fără să o mai verifici cum trebuie. Bună seara, mă numesc Bogdan Iobițăiu și locuiesc în București. Am o filmare cu Shelly de ieri când face accident cu mașina lui și ne amenința să nu mai filmăm pe mine și pe prietenul meu, Drăgan Codruț. Aș vrea, dacă o vreți filmarea, să memorați, vă rog frumos, canalul meu de YouTube. Căutați Bogdan Iobițăiu, am 140 de abonați, apar primul. Ghinioanele, parcă se țin lanț de Shelly. Avem mai departe însă detalii și despre Shelly, celebru. Shelly a făcut din nou accident, este pentru a doua oară când influencerul își avariază bolidul în valoare de 70.000 de euro pe care o are de anul trecut. Totul s-a întâmplat pe o stradă dintr-un complex rezidențial de la marginea capitalei. De această dată, tânărul a intrat în mașină într-un semn de circulație dintr-un cartier rezidențial. În urma accidentului, bolidul de lux al vloggerului s-a ales cu un fals. Scenarea asta, aș zice amuzant, al lui Shelly, a arătat de fapt cum funcționează multe televiziuni mari din România care nu au timp să mai verifice, nu o fac, pur și simplu, programatic, și asumă că dau o știre falsă. Dar din gluma asta putem să ajungem la lucruri mai serioase, pentru că există știri mult mai grave în România, nu accidentul unei vedete de pe rețele de socializare. Există știri mult mai grave în România care s-au dat, s-au rostogolit fără niciun fel de verificare. Vă dau un exemplu care mi se pare cu adevărat grav. Este summitul UE de la Sibiu, în care au venit lideri europeni, s-a discutat ce s-a discutat și presa a comentat în fel și chip. Și la un moment dat, ca din senin, a apărut informația, între ghilimele informația, era un fake evident demontat după aceea, că premierul Olandei ar fi venit la Sibiu și ar fi cerut în numele Olandei portul Constanța pentru ca la schimb să ne accepte nouă intrarea în Schengen, etc. A existat această știre, între ghilimele, știre falsă, evident, nu a făcut niciodată această declarație premierul Olandei, n-a avut nicio discuție cu niciun oficial român pe această temă, ea a fost rostogolită
câteva zile pe televiziuni, pe site-uri și chiar în niște publicații. Era credibilă. Era Olanda foarte credibilă. Olanda fiind vinovatul de serviciu pentru era faptul că credibilă. România nu este primită în spațiul Schengen. Corect. Olanda se opune în mod consecvent. Și a existat... Este percepută de o parte a clasei politice ca un stat diabolic care vrea răul României, da, și Bulgariei. Eram la pachet în această acțiune, astfel încât avea credibilitate o astfel de știre. România, care se luptă, în primul rând, pentru suveranitate, dar și pentru binele ei în Uniunea Europeană. Numai că statele respective se tem pentru propria prosperitate și atunci încearcă să țină România la colț. Veți vedea că aceleași personaje din presa românească rostogolesc idei și teorii ale conspirației de pe Sputnik Moldova. Adică dintr-o zonă în care e asumat oficial că este site-ul de propagandă al Kremlinului. În clipa în care vezi astfel de lucruri, nu sunt coincidențe, pentru că vezi exact modul în care se răspândesc aceste știri false. E foarte ușor pentru jurnaliștii serioși să demonteze, de pildă, am avut celebra întâmplare cu fotoreporter, nu? Dacă avea Klaus Iohannis cască sau nu în ureche, tu ai moderat dezbateri prezidențiale, adică știi ce presiune e atunci. Și a fost celebru fake news că are Klaus Iohannis o cască în ureche. Evident, fotograful de la Incoam foarte bun a arătat poza de aproape. Prin plan nu e, e fake news, da? E ușor să demontezi. Întrebarea ce se află în spatele acelui fake news, lucru despre care ai scris și tu în carte, dacă mergi mai departe, care e originea acelei știri false, prin cine se rostogolește, sunt sau nu interese financiare în spate, sau plăti bani, e un actor statal, un inamic al României sau nu, e un interes comercial, adică e mult mai greu să investighezi de unde a pornit și cum s-a rostogolit decât să o demontezi. Principalul instrument al jurnalistului nu e pixul, nu e camera de filmare, nu e reportofonul, nu e telefonul de azi, nu sunt rețelele de socializare, e îndoiala. E ca în filozofie, trebuie să te îndoiești de orice. Vine o sursă, îți dă un document. Primul lucru pe care îl faci, trebuie să te întrebi dacă documentul ăla reprezintă ceea ce spune sursa că reprezintă. După care trebuie să-l verifici. Adică să pornești de la premiza, ca un detectiv, că nimic din ce se spune nu e adevărat în prima fază și de-abia după ce ai trecut prin toate filtrele să fii convins că ăla e adevărul, atunci să prezinți faptele. E foarte greu să faci asta în ziua de azi, repet, în această nebunie a vitezei cu care servim știrile. Ar putea exista pericolul pentru România al unei ieșiri din Uniunea Europeană în baza unor campanii de fake news, așa cum s-a întâmplat și în Marea Britanie? Nimeni nu garantează că pe viitor va fi la fel. Eu cred că semințele propagandei antioccidentale, care vine din vari motive, că vine de la Moscova sau că vine pur și simplu din țâvna noastră aici, să fim noi buricul pământului în România, suveranistă, cred că aceste semințe pot provoca în viitor niște turbulențe politice și sociale, pentru că oamenii sunt împinși spre o direcție care este antioccidentală și care nu aduce nimic bun. Voi aveți de-a face presa franceză cu atacuri, cu acuzații, așa cum se întâmplă în România, că presa nu spune adevărul privind afacerea care este în spatele acestei pandemii, că virusul de fapt nu există, că de fapt este un pretext pentru ca guvernele să răpească libertatea individului, că totul este de fapt o făcătură. Aveți de-a face cu astfel de teorii ale conspirației? Evident, aceste teorii ale conspirației există peste tot în lume și nici în Franța nu a fost, să spunem așa, o oază în care să nu fie apărut aceste idei. Dar apar în grupuri foarte minoritare și în general apar pe rețelele sociale, de persoane care deja au fost convinse că presa lucrează împotriva intereselor lor. Mai ales am văzut aceste idei în rangul faimoaselor vestelor galbene, care sunt persoane care sunt în orice pătură socială, foarte dificil de definit cine sunt acei oameni. Sunt oameni care erau, într-adevăr, la început manifestau pentru o mai bună stare financiară, socială, dar din faptul că guvernul a atacat foarte mult aceste persoane într-un mod destul de violent și fizic,
violențele care s-au văzut, dar și într-o discreditare constantă care a fost reluată, evident, de jurnaliști, fiindcă asta este jobul nostru, să reluăm ce spun oamenii și să interogăm cumva societatea. Ei nu au înțeles, cred că nu toată lumea înțelege lucrul ăsta și rolul jurnalistului, care este foarte complicat, mai ales în situații de genul ăsta, că este în situații de crize politice sau economice, dar și în situații de crize sanitare. Și evident, în timpul pandemiei am făcut, cred că noi jurnaliștii din Franța sau ca cei din România și peste tot în lume, am reluat informațiile care ni se dădeau, fiindcă toată lumea vrea să știe ce se întâmplă. Evident, noi, fiindcă suntem niște ființe ipercurioase, dar cred că toată lumea, fiindcă în același timp, fără jurnaliști, să ne dăm seama că nu ar fi această comunicare și analiză care se face în jurnalism și cred, între instituțiile statului și actorii, că oricare ar fi ei, politici, sociali, medicali, anyway, din orice pătură socială și populația. Și atunci ar avea numai informații brute în care nu toată lumea are decriptajul. Avem de a face nu numai cu adevăruri alternative, avem de a face și cu o presă alternativă. Dincolo de rețelele sociale, din care foarte mulți oameni preferă să-și ia informația, a apărut presa alternativă care acuză presa tradițională că este vândută statului paralel, multinaționalelor, ocultei mondiale. Întrebarea este, într-o astfel de epocă, cât de relevantă mai este presa tradițională? Presa tradițională, evident că este relevantă. În Franța nu există o presă sau jurnaliști care să acuze alți jurnaliști că nu-și fac bine meseria. Putem să s-a întâmplat la nivel, mai ales când au fost protestele vestelor galbene, ca unii să spună, băi, ce scrieți voi nu este exact ce am văzut noi pe teren sau nu corespunde exact, dar nu s-a spus niciodată tu, ziaristul de la Le Monde sau tu, ziaristul de la nu știu ce alt ziar, minți. Lucrul ăsta nu se face la noi. Adică chiar nu se face și nu ar fi chiar etic, în primul rând. Fiindcă persoanele, tu ca jurnalist, poți să spui lucrul ăsta în off. Băi, chiar nu ți-ai reușit articolul, băi, chiar tu n-ai văzut că oamenii ăia acolo, bine, poate n-ai rămas până la sfârșitul protestului, n-ai văzut că ăla i-a dat, nu știu, un pumn, să spunem. Se mai întâmplă, da? Și sunt erori care pot fi umane. Dar în niciun caz nu-l poți acuza pe un alt jurnalist fără să fii tu discreditat de propria ta meserie și cu riscul să nu mai fi publicat după aceea, că face fake news. Dragă Matei, trăim o perioadă curioasă în care o parte a presei dezinformează. Cealaltă parte încearcă să facă ceea ce se numește în termenii de specialitate debunking, să arate care este adevărul. E ca și cum presa ar suferi de o boală autoimună. E ceva care o devorează prin interior. Nu vorbim deocamdată de rețelele sociale și de ce se întâmplă în afara presei, dar este o epocă stranie. Cum vezi lucrurile? Văd lucrurile în sensul următor. Presa, așa zis, tradițională este tot mai puțină și tot mai slabă. Ea își pierde din relevanță pe măsură ce trece timpul, tocmai pentru că diversitatea a crescut foarte mult, diversitatea mediilor. Sunt fel de fel de bloguri, fel de fel de mici jurnale online sau chiar și tipărite, care apar și dispar, care revin pe piață. Ele sunt purtătoare ale unor mesaje uneori interesate politic sau economic, alteori sunt pur și simplu făcute de jurnaliști veleitari, de jurnaliști nepricepuți. În acest context în care audiența presei tradiționale scade, printre altele și pentru că presa scrisă nu mai are un public, pentru că ziarele tipărite nu-și mai ating audiența de altă dată, într-adevăr e un război pe jumătate pierdut de presa tradițională. Dar nu trebuie să ne gândim neapărat în acești termeni, pentru că chiar și în rândul presei alternative, să-i spunem așa, există uneori jurnaliști foarte buni și o presă de foarte bună calitate. Am vorbit cu colegi din celelalte țări. Situația nu este atât de complicată cum este în România. Ai o explicație pentru felul în care presa aici a relatat în timpul pandemiei, de exemplu? Cred că nu există o piață media mai diversă decât cea românească sau
mai umplută, mai plină, mai paralizată cumva de multitudinea de surse de informație. Până la urmă, nu, și în Germania, o țară foarte mare, există câteva ziare de referință și altele multe pe lângă, care sigur încearcă să transmite așa mai departe. La noi avem totuși o piață media cu 4 sau 5 posturi de televiziune în flux continuu. Nicăieri nu cred că există totuși așa ceva. Stare de breaking news. Da, și care trăiesc din breaking news, totuși de 6 luni, în fiecare zi, toate aceste televiziuni dau breaking news. Ce să mai înțeleagă omul până la urmă? Da, care este motivul pentru care avem această stare de schizofrenie aproape în presa românească? De unde mesajele atât de contradictorii despre aceeași situație? Sunt jurnaliști care pur și simplu văd lucrurile atât de diferit? Eu cred că anii 90 au însemnat, anii redescoperirii libertății au însemnat și un moment de erupție pentru presa liberă, în sfârșit, nu? Au fost fondate atunci o grămadă de ziare, o grămadă de televiziuni. Unele au supraviețuit, altele s-au transformat în altceva. Toate încearcă să coexiste pe piață și fiecare trebuie să-și găsească propria nișă. Uneori, dezinformând. Ca jurnalist, atunci când discuți cu oameni cunoscuți sau necunoscuți și cu siguranță ai avut parte de replici de genul virusul ăsta nu există, e o făcătură, e altcineva în spate, din diverse motive, cineva, o cultă mondială, un guvern, statul paralel, încearcă să ne limiteze libertățile și așa mai departe. Ca jurnalist, ce replică ai? Nu cred că trebuie să am o replică neapărat la asemenea deliruri. Până la urmă, tot ce pot să fac e să-mi fac în continuare meseria cât mai bine, să mă informez și să informez și publicul, atâta cât este, atât cât vrea să mă asculte. Simți nevoia să te arunci în arena cu lei și să iei parte la dezbatere sau să te retragi și să-ți cultivi publicul acela pe care l-ai deja și în care ai încredere? În astfel de lupte, niciodată adevărul nu va câștiga. Sunt foarte pesimist, cumva, tocmai pentru că oamenii cu convingeri, mai ales oamenii care cred în teoria ale conspirațiilor și așa mai departe, sunt greu de convins, sunt greu de dus, cumva, pe calea logicii, pe calea raționamentului. Care ți s-a părut a fi cea mai perfidă teorie a conspirației în aceste timpuri? Cred că cea mai perfidă teorie a conspirației este faptul că virusul nu există. Este cea mai perfidă tocmai pentru că, pornind de la o asemenea teorie, înseamnă că totul, absolut tot ce se întâmplă în jurul acestei pandemii, toate măsurile adoptate de guverne sunt nejustificate. Și până la urmă, da, asta înseamnă zădărnicirea combaterii epidemiei. Authorities have banned large-scale demonstrations here in Berlin against measures to stop the spread of the coronavirus. Lots of those groups have clearly defined their goal as saying this is no longer just about the anti-corona measures, this is about overthrowing the German government because they're not legitimate. That's what these people are saying. We can see in the images from yesterday's attempted assault on the parliament, that even if 3,000 police officers were in Berlin, were deployed yesterday, also some coming from other German regions, well, police seemed to be overwhelmed for a moment before they could prevent activists and rioters to enter the parliament. Suntem obișnuiți ca protestele să fie delegitimate prin dezinformare și prin campanii de fake news. Asta s-a întâmplat și în România în 2017-2018 și în Bulgaria, în Ungaria, în Polonia și cel mai recent în Belarus. Cum a relatat presa germană evenimentele de săptămâna trecută? Vă referiți la evenimentele din Belarus sau la evenimentele din Germania? Din Berlin. Pentru că din Berlin. La evenimentele din Berlin. Există o tentație, domnule Voicu, extrem de pronunțată, de preluare în vest, în democrațiile clasice, tradiționale, puternice, solide, consolidate, a sistemelor de propagandă răsăritene. Astfel încât, de exemplu, dumneavoastră ați spus adineori un adevăr care e doar un semi-adevăr. Ați spus, a fost la Berlin o demonstrație extremei drepte.
E bine, n-a fost doar o manifestație a extremei drepte, a fost o amplă manifestație foarte eteroclită, foarte eterogenă, compusă din foarte multe elemente. Au fost oameni de stânga, chiar de extremă stânga, au fost oameni de dreapta, chiar de extremă dreapta, au fost centriști, au fost conspiraționiști, au fost așa numiți Reichsbürgeri, indivizi care nu recunosc Republica Federală și care sunt cotați în general ca fiind de dreapta, nu sunt toți de dreapta, și au fost anticonspiraționiști. Deci au fost toți cumva împreună în această, în această demonstrație pe care totuși presa a insistat să o califice drept o conspirație a extremei drepte. E bine, da, extrema dreaptă a participat, din păcate, la această demonstrație și, da, există și un element conspiraționist. Dar modul oarecum militant al presei de a aborda astfel de fenomene, de proteste, uneori vinovate, alteori mai puțin vinovate, uneori legitime, uneori mai puțin legitime, modul foarte militant de a respinge dreptul acestor oameni de a protesta împotriva măsurilor corona sapă la temelia credibilității democratice și la temelia credibilității presei, pentru că și presa face corp comun cu elita politică în această vreme. De ce face presa corp comun cu elita politică când, de fapt, noi știm că în Occident și în democrațiile liberale clasice, presa critică în genere guvernul. E o instanță de control care menită să controleze, să verifice guvernul. Și acest lucru nu se mai întâmplă. De ce? Sunt multe motive. Unul din motive este că pandemia îi înfricoșează pe oameni într-atât încât instinctul lor este să se supună oricăror decizii guvernamentale despre care cred că i-ar putea salva sau le-ar putea asigura liniștea și pacea. Ceea ce însă vedem astăzi, la 6 luni, deci mai mult de 6 luni, de fapt, de pandemie, ce este? Este o societate mai puțin liberă în Occident decât a fost vreodată de la sfârșitul războiului încoace, inclusiv în Germania. Niciodată Germania n-a fost atât de închisă în ea, și acum mă refer și la presa tradițională, decât din epoca ocupației postbelice încoace. Niciodată. Totdeauna a fost o libertate mult mai amplă, inclusiv în presă. Și asta se datorează nu numai pandemiei. Pandemia, de fapt, n-a făcut decât să accelereze și să acutizeze această restrângere progresivă a libertăților și în vest. Nu vreau să compar situația lipsa de libertate din vest, relativă totuși, foarte relativă, cu cea dintr-o țară ca Belarus. Să fim bineînțeleși, nu e același lucru ce se întâmplă în vest cu ce se întâmplă în Rusia lui Putin sau în China lui Xi Jinping. Să fie foarte clar. Dar și în vest există o tendință de preluare a facilelor metode maschirovka, a facilelor metode de scamotare a adevărului în slujba unei cauze bune, a prezumtiv bune. At first glance, it may look like a meme, something being made light of online. But in reality, it's a metaphor of how polarized the media war over the protests in Belarus has become. Anti-government demonstrators enjoy the spotlight of outlets from every continent. How long has it been since you played Spot the Difference? Well, you won't have many difficulties matching footage from the 2014 uprising in Ukraine to what's happening now in another post-Soviet republic right next to it, Belarus. But that was where the buck stopped, because the newly elected president quickly lost all support, the economy collapsed, key industries flopped, national debt hiked, and so-called Western partners, until this day, still aren't rushing to accept Kyiv as one of their own.
So is it really a surprise that here in Belarus people don't want a repetition of that fate?